27 de lei. Deci am mai suportat încă 30 de lei din... Astea sunt. Astea sunt PT-urile, deci modernizarea PT-urilor. Nu mai avem un punct termic în acela mare. La fiecare bloc avem câte un punct mic. Nu repară. Ei se duc să racordeze în coloana subsolului. Și ei normal se duc și racordează până la intrare în bloc. Racordează și pocnește. Că subsolul e zob. Se duce în subsol și mai tai o bucată și repară unde a pocnit. Și pocnește mai încolo și mai încolo. Și uite așa merg din pas în pas. Normal, lucrurile până la intrarea în scara blocului trebuia să o facă asociația de proprietari, da. Ar trebui, da. Ei, recuperează. Muncește globalul domnul Cepraga și repară și pe dedesubt, că altfel nu poate să racordeze, nu poate să branșeze. Ținem așa, că mai uscăm rufele pe ele, mai facem. Nu, haideți să vă spun și cu acestea. Deci există proiect. Lucrând cu aceste trei societăți care vor furniza agent termic în cogenerare, vom redimensiona și conductele respective, fiindcă ele au fost făcute într-o vreme în care funcționa platforma nord, platforma sud industrială și conducta aceea supradimensionată se ducea la Giurgiu Nord și alimenta toată platforma industrială. Aceea nici măcar nu mai este folosită acum, ea este întreruptă exact de aici, după cărămidarii noi, cărămidarii vechi. Daciei cu cărămidarii, ei oprit acolo, fiindcă n-are ce să mai caute încolo, la Giurgiu Nord nu se mai dă. Și ducea, erau pierderi foarte mari, am redus pierderile de acolo. Acum, acea conductă, noi facem managementul conductelor de agent primar și încercăm să cuantificăm dimensiunea acelei conducte. Dacă vom construi, în platforma sud există, deci acolo e certitudine. Vrem să vedem dacă pe platforma est, unde se va face pe cogenerare paie, și pe platforma nord, unde va avea în sistem cogenerare pe lemn, se vor construi acele centrale. Automat nu mai avem nevoie ca să vină conductă cu DN800 de la CET până în oraș. Va fi poate o conductă cu DN300 sau 320, nu mai știu. La fel, la Giurgiu Nord, e conducta mare. Acel operator pentru 14 sau 17 MW energie termică va avea nevoie de o conductă la fel, de 280 sau 300. Conductă nouă, izolată, îngropată. Și iarăși nu mai avem pierderi. Aici încercăm, dar vreau să am certitudinea că se construiesc aceste unități ca să și facem proiectul și să primim finanțare de la guvern, 60% pentru înlocuirea țevilor, îngroparea lor, dar trebuie să știm dimensionarea acestor țevi. Părerea? Hai, spuneți-mi, ca să știu cui iau capul și mâna drept. Seara, nu știu, înseamnă că... Da. Nu, da. Sper să... Știți cum este? Când plouă sau cade zăpadă, exact, apa service este cea mai bucuroasă și eu mă rog la Dumnezeu să nu mai plouă. Încă apa pluvială o plătesc. Și când vine cu o factură de aia de un miliard și ceva, că a plouat, ce se întâmplă? No, au funcționat și Geigerle acum, dacă e zăpadă. Ele curg ușor, dar nu curg, cum să zic, în debitul, fiindcă nici zăpada nu-i topită total. Ea este în stare așa, semi-topită. Și nu curge. E mai... Dați o secundă. Păi i-ați văzut, i-au fost, dar urgența lor nu aia a fost. Fiindcă cei de la, până la urmă, de zăpezire o au cei de la financiar urban. Nu ei trebuie să facă. Cei de la spații verzi, i-am trimis în zona școlilor, în zona trotuarelor, prin parcuri, în locurile unde, până la urmă, trec copii, unde trec oameni, circulă. Nu s-a putut interveni nici cu sistem mecanizat, cu acele freze.
că n-a fost zăpadă atât de mare și a fost moale, umedă și nu poți să intri. Freza intră la o zăpadă uscată, cum să zic, nu moale, mult mai persistentă, mult mai ca să poată să o evacueze. Aici e toată treaba. Dar eu zic că la cât m-am plimbat dimineață până să vin la servicii, străzile arată bine. E greu să iei toată zăpada după peste tot. Acum am trimis celor de la serviciu, fiindcă și ei sunt ocupați cu pregătirea primarilor privind situații de urgență, cei de la SVSU, de la Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, dar le-am transmis să facă o notă către toți proprietarii de locuințe, către toți proprietarii de spații comerciale, asociații de locatari, spațiul din fața, fiindcă voi merge și voi da amenzi. O să zică că... Dar ce e o situație bună, că e largă. Și atunci mai rămân două benzi. Dar dacă ar fi numai asta. Da, la paneuropeanul și cred că le venise. Așa îmi spun toți. Păi ne-a venit betonul, ne-a venit asfaltul, trebuia să-i faci. Păi nu știi, mă, că plouă. Așa era stabilit în program. Așa sunt... Nu ninge. 4 grade, timp frumos. Bem vinul fier la 4 grade să bea frumos. Fasolea va fi nici fiartă, nici fiartă. Va fi fiartă, nici fierbinte. Da. Nici fierbinte, nici rece. Cârnăciorii afumați, făcuți pe grătar.